Da, frate, lasă să fie așa, să faceți voi bani din pi și după aceea să râdeți de noi. Eu atunci o să vă adresez scuze publice tuturor. Doamne ajută să fie așa pentru voi. Și nu mă înțelege greșit. Eu vreau ca oamenii să facă bani din cripto. Cei care se uită la canalul meu vreau să învețe să facă bani din cripto, fiindcă se poate. Mulți sunt cei care fac bani din cripto, dar nu cu pi. Pi este în primul rând ceva gratuit. Cineva îți dă bani gratuit, să faci și bani gratuit. Păi, frate, hai să fim chiar așa de naivi să, să fim, să credem că există ceva gratuit în lumea asta. Știu că au fost 10, 20, 50, 100 de oameni care și-au vândut acel pi, dar nu l-au vândut oficial, asta e, e problema. Au vândut între ei, pe grupuri de astea de cumpărători și vânzători. E ca și cum aș face eu acum un ghiveci și vând ghiveciul lui vecinul meu pe o piață neagră, pe niște grupuri de astea obscure, ăla îl vinde mai departe, etc. Dar nu e nimic oficial cu și Voi așteptându-vă să vă dea bani, ca cineva să vă dea bani gratis, ca să faceți voi ceva cu ei, greu de crezut. Că se întâmplă așa și cineva vă dă bani gratis, vă dă din același motiv din care dădea și Gigi Becali. Gratis, aș oamenii. Nu, era marketing nene. Pentru publicitate obținea mai mult de pe urma publicității care și-o făcea lui companiei FCSB și ce mai era acolo decât vă imaginați voi. Înțelege așa și cu pii. Poți face bani din criptul, dar consider că nu poți face bani din pii. În primul rând pentru că este gratis cineva face bani de pe urma voastră, datele voastre personale la chestii, astea sunt vândute, reclamele afișate, obțin bani, dar tare mi-e greu să cred că acei oameni vor împărți banii adunați cu, cu, voi. Înțelegi? Asta e. Asta e opinia mea. Sperăm să mă înșel. Vorbim aici peste 2-3 ani, dar cred că subiectul discuției tot ăsta o să fie. Vedem, vedem.